Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știți că a fost o poveste întreagă cu subiectele de la română, de la bacalaureat, care au fost fotografiate și postate online, chiar în timpul examenului. Dacă s-au prins după căutări, că se căuta... Nu, aia a fost altceva. E vorba de alea care au fost fotografiate. Fotografiate. A apărut fotografii cu subiectele, da. Și doamna ministru Deca a spus că aia cu treaba cu camerele microscopice. Și am vorbit ieri cu ascultătorii ca să înțelegem și noi ce și cum. Cum se folosesc camere ascunse, dar care transmit, mă rog, tehnologie secretă, modernă, cu microcăși, camere ascunse, semnale morse. La asta am ajuns noi. Concluzia asta a fost că asta trebuie să fi fost. Doar că nu prea. Tot domnul Alexandru, secretar de stat la educație, a precizat la aceleași... Domnul minicarte. Domnul minicarte. Domnul cu minicărțile. Așa. A precizat la aceleași audieri de la Parlament. A fost chemat ieri la Parlament, da, să dea explicații cu ce s-a întâmplat la BAC. Nu știu dacă ne mai putem baza pe explicațiile lui după explicația cu Adidas și... Nu știu care a fost prima și care a doua, dar a dat și această explicație. Citez. Am identificat situația. Bun, spus domnul Alexandru. O persoană dintr-o comisie a transmis o poză cu subiectele. Persoana respectivă este anchetată, va suporta consecințele potrivit legii. Dacă este cazul, mergem până la cercetarea penală. Și acum ne dăm seama că micronasturii cu camere, cu morse, cu alea, cu nu știu ce, de fapt, cred că era o poză simplă făcută cu telefonul, care a inclus toate metadatele, cum se întâmplă. Astea nu subiectele la română de la BAC? Numele fotografului, Gicăs iPhone, cred că scria pe fotografia respectivă. Poftim? Zic, nu sunt subiectele de la BAC de la română? Astea fotografiate? Ba da, da, asta așa am și început intervenția. Pe asta zic, și astea alea de la care a pornit, că nu mai țin minte cum a pornit discuția. Că s-au căutat, s-a căutat pe, în noapte, în dimineața examenului, au fost foarte multe căutări. Așa a început discuția asta. Au fost foarte multe căutări pe internet, suspect de multe, cu unul dintre subiectele de la gramatică de la BAC. Da, așa este. Persistă însă enigma căutărilor locuțiunii adverbiale de bună seamă pe Google și Dex Online. În dimineața în care s-au extras subiectele respective pentru examen. Tu știi, da, sunt practic două chestiuni diferite. Una de este... ce? Pentru că... Ne iertați, avem... Eu nu... E o ruptură. Sunt două lucruri diferite. E o fractură. În dimineața examenului... Așa. Au început să se caute. În județul Suceava au fost cam 100 de căutări. Da. Și în București vreo 10-20. S-a căutat expresia, locuțiunea adverbială de bună, de bună seamă. Seamă. Deci cineva ar fi aflat subiectele. După aceea, într-un incident separat, a apărut online o fotografie cu subiectele de la bacalaureat. Eu am crezut că din un alt lucru de... care... Nu. Ok. Da. Oricum, povestea cu căutările este o treabă mult, mult mai serioasă. Adică deoarece, dacă aceste căutări au avut loc înainte de... Noi nu știm exact când s-au întâmplat. Dex Online a observat că în dimineața respectivă au fost căutări. Dar nu știm dacă aceste căutări au avut loc înainte de tragerea la sorți a subiectelor, propriu zisă. Că nu știm exact ora la care au fost trase la sorți subiectele. Aici trebuie o anchetă a procuraturii. Pentru că dacă cumva căutările s-au făcut înainte de tragerea la sorți a subiectelor, ar însemna că extragerea poate fi falsificată. Deci cineva a zis, bun, hai să facem asta și ne trebuie acest subiect. Această listă de subiecte. Iar dacă aceste căutări s-au produs după tragerea la sorți, dar înainte de expedierea subiectelor la școli, cum se face, și de afișarea lor, înseamnă că în grupul restrâns al persoanelor care manevrează aceste subiecte este o cârtiță care a dat informații în afara sistemului, care a ajuns la cel puțin 110 persoane, ca să ne gândim că au fost 110 căutări, că nu cauți de două ori de bună seamă, cauți odată. N-ai deci de unde să știi, dacă căutat de bună seamă poate să fie și doi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.